faza județeană a concursului cu Viața mea apăr viața, un concurs cu tradiție al pompierilor, dar care are specific de protecție civilă. Este compus din trei probe, una teoretică și două practice. Întotdeauna acest concurs a fost desfășurat în spiritul fair play și cei mai buni au câștigat, ceea ce ne dorim să întâmple și astăzi. Concursul este organizat de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Călăraș și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Călăraș, pentru că urma să vă spun că și premiile sunt consistente, iar copiii se întrec serios pentru a ajunge pe podium. În competiție sunt 11 unități școlare din județul Călăraș, anume 4 licee și 7 școli generale, gimnazii, că sunt copii de 5-8. Dincolo de toate lucrurile care îi pot distrage, școlile continuă să ne trimită copii și noi să-i învățăm să acorde primul ajutor, să parcurgă aceste trasee, atât la acest concurs cu Viața mea apăr viața, cât și la Prietenii pompierilor. Am avut o prezență numeroasă și ne-a bucurat nespus acest lucru. Cum a fost pentru tine experiența astăzi? Foarte frumoasă, aș mai repeta-o, dar că te face 15 ani și nu pe putea, dar foarte frumoasă, recomand tuturor și sper să câștigăm. Care a fost proba ta preferată? Cred că cea cu targa, proba mea preferată, care am luat putaj maxim. Este greu să te coordonezi cu colegii de echipă? Cred că atâta timp cât te înțelegi bine cu ei și te pregătești, nu. Este o competiție bine organizată, un concurs pentru copii. Îi învață multe lucruri care pot fi folositoare mai târziu. Comportament în caz de cutremur, de diferite situații de urgență și cred că le-a plăcut. Câți copii ați adus astăzi? 4 copii. Sunt 3 concurenți plus o rezervă. Cred că, da, le folosește anumite situații. Bine, doamne! Bravo!